câteva minute, doamnelor și domnilor. Toată lumea ne-a întrebat pe Facebook când a văzut că vine Mariana pe pagina noastră exclusiv VIP cu Cristi Brancu, ce se va întâmpla în următoarea perioadă. În fiecare zi auzim de război, de posibilitatea unui război mondial, de criză, de ceea ce urmează. Prin urmare, pentru un cuvânt, dar doar un cuvânt pentru fiecare zodie, că nu ne mai putem lungi, și despre faptul, despre ceea ce urmează, cu atât mai mult cu cât Mariana mea a arătat cum în vară a spus că în această perioadă vor ieși chestiuni underground la suprafață. Or, Gaza lucrează fix în underground, adică s-a potrivit. Mariana, te ascult. Da, pentru că astrologia este metaforă. Și pentru că de aia e și numită regina științelor. Da. Pentru că fiecare trebuie să-și ia informația și să o aplice la el. Prin urmare, o să spun așa, că este o perioadă în care cuvintele eliberează, vindecă sau rănesc. Aha. Diferă de la om la persoană, da. De la destin la destin. Berbecul trebuie să fie atent în perioada următoare cum tranșează ceva. Deci discuții tranșante. Da. Taurii, la fel, trebuie să fie cu ochii pe partea profesională, pentru că acolo pot să fie ceva uși mai greu de deschis. Aha. Iar altele se vor deschide, cum să zic, cu covor roșu. Interesant. La gemeni, atenția va fi acum pe zona sănătății. Racul se gândește cum să îmbine utilul cu plăcutul, adică creativitatea cu comunicarea. Leii trebuie să fie atenți la casă, pentru că acolo se întâmplă ceva, cheamă meșterul la tot ce înseamnă pregătirea pentru sezonul rece. La fecioară a spune că sunt mai multe puncte pe ordinea de zi în agenda lor de lucru, trebuie să fie mai mult decât organizate. Balanța are nevoie de noi confirmări, noi semnături, noi adrese, ceva legat de acte, clar. Scorpionul, datorită steliumului, acum e vedeta perioadei, prin urmare are un plus de energie. Important este cum gestionează această energie. Săgetătorii trebuie să facă distincția între adevărații prieteni, așa, care le sunt alături, și cei care sunt doar de fațadă. Capricornii și ei se gândesc acum la o chestiune de suflet sentimentală care ține de trecutul lor, pentru că a revenit Pluton și este într-o anume poziție pe astrogramă, nu intru în detalii tehnice. Da. Vărsătorul este susținut de acest stelium din Scorpion pe zona carierei și importanței carierei lor pentru viitor, rațiune maximă, iar peștii vor fi foarte disciplinați pentru a atrage către ei succesul. Doamne ajută! E o chestiune de disciplină. Sunt eu, da? Nu sunt eu. Noi suntem cu misă și cu mâinile la spate, numai să ne ia, să știi cum e. Mariana, îți mulțumesc foarte mulțumesc mult. A fost Mariana alături de noi cu informații absolut senzaționale. Îi arătăm Mariana și